Salut tuturor, sunt Lucian de la Școala de Gaming și suntem la al doilea episod din Hardcore. Da, ultima dată mi-am făcut căsuța asta micuță în care să mă refugiez acum pe timp de noapte. Și totuși eu aș zice că ar trebui să pornesc în zonă să, mă rog, prin logică cu o sabie, să-mi iau niște lână pentru pat. Deci hai să mergem. Bun, deci am nevoie de o grămadă, mă rog, nu o grămadă, 3 bucăți de lână. Și în rest nu știu dacă mai există alte animale în zonă. Momentan nu văd. Ca să-mi iau și mâncare, nu doar pat. Mă rog, o să-mi refac viața greu, dar asta este. Hai să mergem acolo la casă. Să-mi pun patul. Deci clar o să dormim aici, că nu pot, am zis că o să fac chestia, dar aia o facem în timpul zilei și când putem. Ama chiar nu se poate. Adică nu vreau să mor și să se strice totul de la început. În timp o să fie mai ușor, adică după ce o să am unelte, materiale, tot ce trebuie, atunci o să fie mult mai ușor să construiesc și chestii de genul. Așa că poate să-mi vine din orice parte un mob și să mă bubuie exact ca acest creeper, ce n-are intenții prea bune, atunci nu prea pot să ies în lume. Deci momentan o să stăm refugiați. După aceea ne ducem în căutare village și tot felul de chestii interesante ce pot exista în Minecraft, în lumea Minecraftului. Eu cream că mi-a căzut lână acolo. Așa. Am ajuns aici, deci... Am probleme cu microfonul, nu știu ce tot am, că în fiecare episod am problema asta. Așa, îmi iau niște semințe. Așa. Îmi iau semințele și pot să mă duc să-mi încep ferma sau nu știu ce să fac cu ele, că altceva n-aș putea face cu semințele. Deci cred că o să-mi încep ferma. Prima să iau florile alea că sunt frumoase. O, Doamne, n-am de mâncare. Nu știu cum o să fac. Am nevoie de niște mere, deci... Platea de copaci cu mine. Opa! Nu. Deci nu pot nici merge să-mi iau mâncare. Bine. Voi muri aici din al doilea episod de Hardcore, vă dați seama. Minunat. Extraordinar chiar. Superb. Nu. Ai mă, nu cred că nu este niciun măr. Perfect. Am și eu puțin energie. Hai că trebuie să caut mâncare. O, frate, m-am băgat și eu în biom foarte mișto și numai mâncare nu găsesc. Ce e acolo, vacă? Nu. Puh, nu cred. Biom fără mâncare? Ce e asta, frate? Mă bucur că am un baion bun și acum observ că nu există mâncare aici. Uite, un zombie, perfect! Nu o să nu dea în mine. Că dacă o dat, s-o dus și cu hardcore-ul ăsta. Trebuie să stau în zonă, adică mai mult pe loc, ca să nu mi se consume. Mâncare, adică nivelul ăsta de mâncare.
Deci o să stau pe aici prin zonă. Să nu mi se ducă că am hunger acum și o să fie destul de nasol. Uite că am găsit și un măr. Mâncăm sănătos. Nu alergăm, adică nu alergăm cu dublu click, cu dublu apăsare. Mergem așa. Și vedem dacă ne-au căzut ceva mere pe aici prin zonă. Deci nu. E criză, n-am ce face. Uite acolo un sapling. Mai multe. Așa, acum avem destulă energie, mai puțin cu viața, dar mai rău o ducem cu viața, dar asta nu e deja o problemă așa de mare. Poate că e totuși o problemă, dar asta este, la asta nu am ce-i face. Ăla e skyblock. Aia mă tot uitam. Băi, acolo așa fain ieșit în afară. Mă rog, dar zice să mă apuc de zona pentru casa aia. Deci o să am nevoie să fac zona dreaptă. Deci nu, clar nu se termină în 2-3 episoade casa asta. O să fie puțin mai mare decât normal. Și atunci o să ia ceva. Plus acum trebuie să nivelez terenul. O să ia și asta ceva. Poate în episodul ăsta terminăm de nivelat. Și în următoarele o să mă apuc deja de baza casei. După aceea o să trebuiască întregită. O să modific lemnul cu tot felul, lână și de astea. Mai ales că suntem într-o zonă foarte faină cu o grămadă de oi. Deci o să folosim și lână în casă și să nu fie simplă. Modelul ăla simplu cu și plictisitor cu lemn. Pur și simplu lemn. Că știu că și voi v-ați plictisit și eu m-am plictisit și atunci putem să încercăm și altceva. Așa, ce să mai spun? Programul rămâne același cum l-am stabilit acolo. Poate că o să pun mai des, că pur și simplu am chef să pun Minecraft și atunci Minecraft-ul ăsta hardcore și atunci, adică vreau să întregez să fie cât mai multe episoade acum la început, după aia o să respectăm regulamentul. Acum pentru primele cred că o să le pun mai des. Pur și simplu am chef de filmat și atunci n-am ce face. O să pun puțin mai des. Adică nu doar atunci când e program. În rest, ce mai am de spus? Nu mai am nimic de spus. O să ne ocupăm de joc. Deci nivelez, o să fac o casă puțin ceva mai mare, deci nu foarte mare. Vă dați seama, dacă n-aia am încăput, acum serios, o casă uriașă chiar n-ar avea nicio logică, mai ales că singur, serios, o să fie single player, v-am zis, ca să nu pierd ca înainte mapa, o să fie single player, ținută la mine pe calculator, asta o salvez pe stick tot timpul. Deci după fiecare episod îi dau salvare pe stick și atunci nu cred că o să fie vreo problemă. Numai dacă se trezește să se strice în timpul episodului. Dar oricum se salvează și nu-i problemă. Da, în rest, ce mai ar fi în rest? Deci am spus, în casă vreau să fac ca un fel, adică vreau să fac ca un fel de apartament sau casă-casă. Adică mai mult ca în realitate. Să aibă, de exemplu, camere, etaj. Și așa să nu fie chiar pătrățoasă. Mă rog, o casă normală tot pătrățoasă o să fie, dar oricum, o să-i fac să arate puțin altfel decât pur și simplu un pătrat așa de nu știu cât pe nu știu cât și să arate ca o cocioabă, ca să nu spun altfel. Da, o să trebuie să nivelez și nivel, adică să pun pământ. Mai ales că acum am o grămadă de pământ, deci o să nivelez în zona casei și o să fac o ieșire exact la apă. Că de la partea de apă să mă pot duce exact unde vreau. Dar și nivel de casă trebuie să am. Și atunci așa o să fac.
Deci o să fac coborâre din casă, ieșirea normală, care o să fie încolo, spre pădure, și încă o ieșire care o să fie încoace. Acolo. Nu știu, ajunge pentru casă oare? Eu zic că ajunge, nu știu. O, da, ajunge, că o să fac așa pe lungime mai mult. A, să fac o ieșire aici care să fie pentru ambele, gata. Gata, am hotărât. Așa, hai să mai tai și să mai scot și rândul ăsta. Și e în regulă. Așa. Cocioaba aia încă o să o mai las. Asta în care am dormit până acum așa, o să-mi iau patul cu mine și o să și în timp până o să fac pereții și astea să nu intre zombi sau chestii de genul la mine, o să le mut. Deci doar după ce termin. Ar trebui să nu mai tot alerg. Tocmai s-a întâmplat ce cred eu că s-a întâmplat. Da, s-a terminat. Nu cred. Nu e nicio problemă. Începem de la început. Nu-mi place. Frate, ce fac? Ce fac? Ce mă fac? Ce mă fac? Nu știu ce mă fac. Episodul ăsta totuși rămâne că totuși am povestit, am făcut în seria asta, seria nu o șterg. Episoadele nu le șterg. Așa rămâne pur și simplu și continuăm de aici, de data viitoare. Stai să vedem ce biom avem acum. Deși eram așa norocos cu biomul ăla. Așa mi-a plăcut. Dar n-am ce-i face. A, uite, tot în zona de asta ne-am spawnat. Ui, și porci avem de mâncare. Bun, totuși nu s-a așa supărat. E supărat că oricum, a fost doar un episod, deci n-am făcut mare lucru și n-am pierdut o muncă foarte, foarte. Bun, refacem. Eu nu mă supăr, poate voi v-ați supărat, dar asta e viața. Bun, și în continuare vedem noi ce facem. Momentan asta a fost. O secundă să mai fac și sabia asta, să iau niște porci la mine. Și apoi să terminăm și cu episodul ăsta, că m-am enervat puțin că acum că am murit. Adică m-am aruncat totuși pe iarbă, asta a fost sfârșit, să mor prin sinucidere, să zic așa. Bun, avem o mină acolo, săpată, cred, nu știu, nu, n-avem. Ba da, aș putea face ceva din asta. Bun. Mai vorbim episodul viitor. Dacă v-a plăcut, dați like. Dacă vreți să rămâneți la curent cu restul episodelor, dați subscribe și share ca să vadă și prietenii voștri. Deși share, nu prea, nu știu. Nu prea, e mai greu pentru voi să dați. O să fac și o chestie de asta, un video prin care vă arăt cum să dați share mai repede. Așa, dacă v-a plăcut, dați like, așa. Subscribe și share. Eu am fost Lucian de la Școala de Gaming. Salut!